Acesta ar putea fi sezonul tău. Cu tine, Superliga e super! Voluntari, U-Craiova 1948 este partida care deschide etapa cu numărul 20 în Superliga, penultima etapă a acestui an calendaristic. Săptămâna viitoare, cam în această perioadă, ne vom pregăti de ultimele meciuri ale anului. Avem practic etapă intermediară la mijlocul săptămânii, dar o etapă intermediară care se va încheia practic vineri. I-au aplaudat pe cei de la Voluntari. O minge pentru Sidibe. Pauza, Chițu, Sidibe, gol! Ce frumusețe! Craiova. Cine crezi că a offside? Oh. Aici este offside. Așa da. Pare că am mai avut, nu mai țin de ce meci am văzut, de părerea Craiovei. Subiectiv, oamenii, trebuie să fie la Național. Oh, și aici, în partea cealaltă. Matricardi. Să cred că el, Matricardi, fundaș, dă bine, bine de tot, nu așa? Nu știu dacă nu e offside, să știi. Nu știu dacă nu e offside. Deci faul nu este. Ghin spate, o dă la adversar și uite ce poate ieși aici. Chițu, Chițu, Chițu! Dar vedem doar ultima parte a fazei. Cred că putea șuta mai devreme. Sidibe, Sidibe, pe stângul lui Sidibe aici și acum pe dreptul lui Sidibe, că dă bine. E, aici a șutul în poartă! Aici nu mai e nimic de discutat. Aici nu mai e nimic de discutat. Craiova deschide scorul. Prin Blănuță. Tot prin Blănuță, de care vorbeam noi mai devreme, că l-am văzut de două ori în meci. Da, să știi că are un rol important Sidibe aici. Da, și Sidibe le-a făcut viața grea. L-a întors pe toate părțile, pe Aligi acolo, în flanc. Da. Al treilea gol pentru Blănuță în acest campionat. A marcat în înfrângerea de pe Arena Națională cu FCSB, acel gol cu capul, și în victoria de acasă cu Șepși. Iată, iată ce-i face aici Sidibe lui Aligi. Se întoarce greu, târziu. E adevărat că și Blănuță percutează repede. O fracțiune de secundă are la dispoziție să dea în minge aici, minge care vine de la adversar, practic. Și o dă, o dă perfect. O dă perfect. Nici nu știu dacă a venit de la Bauza, de la adversar, dar oricum, timpul său de reacție foarte scurt și a reacționat imediat. Iar tot Chițu, dribling superb, pasă pentru Bauza, serie de driblinguri, Bauza, centrare bună, lovitură de cap Blănuță. Asta aici când e în careu, dar aici s-a descurcat foarte bine Chițu. Chițu s-a descurcat excelent, bine, în fața lui Carnat era acolo. La fel au combinat de frumos la fază golului anulat în prima repriză. Da, da. Uite-te și tu ce faci aici, uite-te ce faci aici. Sigur, dă centrarea asta cu capul în pământ, dar că nu știu cum se face că și anul trecut și acum, și acum tot Blănuță, tot pe acolo se zbate Craiova. Carnat, nu-i trimite lui Rață, o centrare ceva mai bună, acum un șut. Oh, frumos. A fost Aligi acolo. Craiova nu prea mai ține de minge, Craiova altfel cu toată echipa aici, mai puțin Chițu. Și uite! Ce execuție! Dacă câștigă acolo duelul... La Croa, da. De cum vezi de aici, zici că din La Croa, din spate, perioadă rea. Bine, perioada rea pentru că nu a fost în permanență. Să vedem aici faza! Să vedem aici! Cu rău! Cred că a fost Armaș, care e în poziție corectă, bine, La Croa ține pe toată lumea în joc dintre adversari. Deci cele mai mari